când milostiv mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui liturghie o săvârșim, cu ale Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, a Sfântului Cuvios Teodor Mărturisitorul, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvintează, Părinte! Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Credincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării noastre, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Sfântă casul acesta, țara aceasta, orașul acesta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! La domnirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne Dumnezeu nostru, care stăpânire și ne-a semănată și slavă ne-a ajutat, a cărei mile și nemăsurată și bine, Doamne, că-i tot stăpâni după milostivirea Ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și cu bogate milile Tale și îndurările Tale cunoști cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Alții și toată viața noastră, prin Hristos Dumnezeu să o dă. Binirea bisericii tale o păzește și Dumnezeu, pentru că ești care răspătește prea mărit. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, carele neschimbate ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, Doamne, în viața de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta, pomenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei
ei plâns că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și setează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiind Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocări și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cerul. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit a lumii, lumina cunoștinței, că întru dânsa cei ce slujeau stelilor de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Cu nevoință bună te-ai nevoit întâiule mucenici al lui Hristos și apostole și păgânătatea tiranilor ai vădit, căci cu pietre fiind ucis, de mâinile celor fără de lege, cu luna ai luat din dreapta cea de sus și către Dumnezeu ai glăsuit strigând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, îndreptătorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Teodor înțelepte. Cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat, alăută duhovnicească. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruința Yeah.
că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. 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 Doamne, Dumnezeu,
adunăm aminte. Pace tuturor și Duhului Tău. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Nu sunt graiuri nici cuvintele căror glasuri să nu se audă. Înțelepciune din faptele Sfinților Apostoli citide. Să luăm aminte. În zilele acelea, Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor și s-au ridicat unii din sinagoga ce se zice a libertăților și a cirenenilor și alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sădindu-se cu Ștefan. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Atunci au pus pe niște bărbați să zică: l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și au întărătat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și năvălind asupra-i, l-au răpit și l-au dus în Sinedriu. Și au pus martori mincinoși care ziceau: acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Că l-am auzit zicând că Iisus Nazarineanul acesta va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Și a zis arhiereul: adevărate sunt acestea. Iar el a zis: bărbați, frați și părinți, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia mai înainte de a locui în Haran. Și a zis către el: ești din pământul tău și din rudenia ta și vină în pământul pe care ți-l voi arăta. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, l-a locuit în Haran, iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Și nu i-a dat moștenire în ea nici o palmă de pământ, ci a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copil. Iar Solomon i-a zidit lui casă, dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul: cerul este tronul meu și pământul a șternut picioarelor mele. Ce casă îmi veți zidi mie, zice Domnul, sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut toate acestea? Voi cei tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi, pe care dintre proroci l-au prigonit părinții voștri și i-au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui vânzători și ucigași v-ați făcut voi acum, voi care ați primit legea într-o rânduieli de la îngeri și n-ați păzit-o. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și-au năvălit asupra lui.
și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și-l băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și îngenunchind a strigat cu glas mare, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și zicând acestea a murit, iar Saul se învoise. La uciderea lui Ștefan. Pace ție, cititorule, și Duhului tău. Aliluia, aliluia. Prelucește inimile noastre. Și deschide ochii, l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună. Binecuvântare-n veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celor ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi fie mie după cuvântul tău, preacuvioase Părinte. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta. Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un tun și a dat-o lucrătorilor, iar el a plecat departe. Când s-a apropiat vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
Din nou a trimis alți slujitori mai mulți decât cei din tâi și i-au făcut acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns pe aceștia, răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea lor. Zisa lor Iisus, oare n-ați citit niciodată în Scripturi piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel peste care va cădea, îl va zdrobi. Pace ție, bine vestitorule. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvintează, Părinte, ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Iubiți credincioși, astăzi, în a treia zi a praznicului nașterii Domnului, Biserica lui Hristos, cea drept măritoare, sărbătorește pe Sfântul și slăvitul întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. Acesta este mucenicul prea înțelept, plin de dragoste și de credință, care a văzut cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu, așa cum am auzit astăzi citindu-se la Apostol în Sfânta Scriptură. După înălțarea Domnului la cer, numărul credincioșilor sporea zi de zi în biserica de la Ierusalim. Sfântul Ștefan, iudeu elenist, era originar din Tarsul Ciliciei, ca și Sfântul Apostol Pavel. Conform tradiției, el făcea parte din rândul celor 70 de ucenici ai Mântuitorului. Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost ales de Sfinții Apostoli să se îngrijească de opera de caritate a Bisericii din primul veac, pentru ca apostolii să se poată dedica exclusiv vestirii Cuvântului lui Dumnezeu. Adeseori, în răspândirea Cuvântului Evanghelic, apostolii și Sfântul Ștefan aveau prilejul să se întâlnească și să poarte discuții, de cele mai multe ori contradictorii, cu iudeii care rămăseseră în trăirea legii vechi. Mulți îl provocau pe Sfântul Ștefan la discuții aprinse și vroiau să-l prindă în cuvânt.
Dar după cum spune tot în Evanghelie, nimeni nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care el vorbea. Atunci adversarii, neputând să-l biruie prin cuvânt, au pus niște martori mincinoși să jure că l-au auzit rostind cuvinte blasfemiatoare împotriva legii vechi a lui Moise și a lui Dumnezeu. El este astfel condamnat la moarte de către Sinedriu. Cei din Sinedriu nu doreau să vadă în persoana lui Iisus Hristos pe Mesia, adică pe Mântuitorul cel mult așteptat și prezis de profeți. La proces, Sfântul Arhidiacon Ștefan nu ezită să-i mustre pe față pentru necredința lor. Și astfel se ia hotărârea ca el să fie ucis cu pietre. Odată cu acest episod nefericit, Sfântul Arhidiacon Ștefan devine primul mucenic din istoria Bisericii. El este primul model de jertfă creștină. Să mărturisești cu viața și cuvintele tale pe Hristos, să rabzi greutățile cu tărie, să te rogi neîncetat pentru cei care te schingiuiesc și să-ți dai Duhul zicând, iartă-le lor, Doamne, păcatul acesta, că nu știu ce fac, reprezintă cu adevărat un exemplu de credință în Dumnezeu și devotament față de mesajul Evangheliei creștine. Așadar, putem spune, fără să exagerăm, că Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost omorât pentru credința lui puternică în Dumnezeu. Așa arăta societatea și lumea de atunci. Unui om îi se putea lua dreptul la viață pentru că era altfel, pentru că gândea altfel, sau că nu se conforma unor standarde religioase. De-a lungul istoriei lumii, în diferite contexte, crima a fost deseori ridicată la rang de cinste. În numele religiei, nenumărați oameni și-au pierdut viața. Unii au murit pentru credința lor, alții au fost omorâți pentru credința lor. Aceste pagini de istorie nu fac cinste umanității. În general vorbind, niciun om nu are dreptul să ia viața aproape lui său, cu atât mai mult cu cât mărul discordiei îl reprezintă credința în Dumnezeu. Este de neconceput ca devotamentul față de credința în Dumnezeu să conducă la dispreț pentru aproapele. Tragedia constă în faptul că atât de cimentate sunt convingerile religioase din mințile unora, încât nici măcar viața în sine, nu mai are nicio valoare dacă nu ia forma și chipul gândirilor. Oare este posibil ca viața unui om să valoreze mai puțin decât credința acestuia în Dumnezeu? Care ar putea fi mecanismul anihilării dreptului la viață în numele unor idei și credințe religioase? Greu se poate răspunde la astfel de întrebări. Însă, de multe ori, remarcăm că nu este nevoie să apelăm la arme ca să ucidem pe cei care nu sunt de aceeași credință cu noi. Este de ajuns să ignorăm, să-i trecem cu vederea, să nu vorbim cu ei, să nu întrebăm nimic, să nu ne-i facem prieteni, să nu-i ajutăm când au nevoie. Mântuitorul Hristos spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă, ci temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul. Iubiți credincioși, putem spune că Sfântul Arhidiacon Ștefan a fost ucis trupește,
dar sufletul și spiritul lui sunt încă vii. Exemplul lui este și astăzi emblematic, prin viața lui și prin credința lui puternică în Dumnezeu. A fost cu adevărat pârgă a mucenicilor creștini și un exemplu cu tot ansamblul de chinuri și cu tot sprijinul dumnezeirii care l-a întărit. Și ar mai fi ceva de subliniat. Cei care l-au omorât pe Sfântul Arhidiacon Ștefan erau de același neam cu el. Era într-un fel fratele lor. Dar pentru că s-a îndepărtat de ceea ce îi unea, respectiv de tradițiile legate de legea lui Moise, aceștia l-au exclus din comunitate prin ură și dispreț. Putem face o paralelă și putem vorbi și despre noi, creștinii de astăzi, iubiți credincioși. Pentru că greu ne tolerăm unii pe alții. Sau dacă ne tolerăm, ne tolerăm noi între noi. Suntem toleranți cu cei cu care rezonăm într-un fel sau altul. Dar nu realizăm că suntem orbiți chiar de unghiul nostru din care privim lucrurile. Și acest lucru este valabil în orice situație, în toate aspectele vieții noastre cotidiene, nu numai în problema credinței, în societate, în căsnicie, la locul de muncă și așa mai departe. Avem deseori tendința de a ține la distanță pe cel care nu este ca noi. Nu este o soluție să excludem pe aproapele nostru din dorința noastră de a-l schimba. Fiecare om are parcursul lui propriu spre împărăția lui Dumnezeu. Steinhardt spunea că așa cum Dumnezeu este infinit, la fel de infinite sunt și căile care duc la El. Oamenii trebuie lăsați să acceadă la Dumnezeu în modul lor propriu. Altfel, putem cădea și noi în orbire ideologică, disprețuindu-ne aproapele pe criterii religioase. Spre exemplu, ni se întâmplă destul de des să privim cu milă pe aproapele că nu merge săptămânal la biserică, nu se spovedește și nu se împărtășește. Sau deseori deplângem pe cineva care are vicii sau este imoral. Însă această formă a milei față de cel care nu este ca noi este tot o formă de dispreț la adresa lui. Ne este milă de cel care nu este un creștin practicant, deoarece ne poziționăm noi pe noi înșine puțin deasupra lui. Ori nu poți avea milă față de cineva decât dacă ai fost sau încă ești pe aceeași poziție cu el. Mântuitorul Hristos este un exemplu în acest sens. El a stat cu hulitorii, cu păcătoșii, la masă, nu pentru că era exclusiv Dumnezeu și că vroia să le impună lor respectul față de sfințenie, ca mai apoi să-i determine prin autoritate să-și dorească la rândul lor sfințenia. Hristos stătea cu păcătoșii în calitate de Dumnezeu înomenit, în calitate de om egal cu ei, ca om care cunoștea natura umană în abisul ei. Numai așa Hristos, ca Dumnezeu devenit la propriu om, mântuiește pe om prin asumare, nu prin excludere. Așadar, și noi suntem chemați să asumăm pe aproapele nostru în mod integral și să lăsăm mai mult pe Dumnezeu să lucreze. Nu trebuie să ne poziționăm în corabie ca să avem milă față de cel care se scufundă. Trebuie doar să conștientizăm faptul că noi toți ne aflăm în pericolul de a ne scufunda. Și că în corabie
nu putem ajunge fără să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm, iubiți credincioși lui Dumnezeu, ca jertfa și rugăciunile Sfântului Arhidiacon Ștefan să ne întărească, să ne ajute să dobândim bunătatea hristică față de toți oamenii și, după putere, să ne împărtășim de harul și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia fie slava în veci. Amin. Din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Să ne rugăm pentru poporul român, cel binecredincios, pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata țării noastre, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, preoți, monahi, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, fratei noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! De apururea pomeniții ctitore sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu nostru! Ctitori, slujitori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc în înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru cinci daruri și patru bineți, da, și pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Care ne-a învelicit asta acum înaintea slavei Sfântului și a cădea la îndurările tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința ale poporului, primește rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici să-ți aduce rugăciuni cele și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învelicește pe noi, pe care ne-ai pus în această slujbă a ta cu puterea Duhului Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru. Să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzi-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea. Înțelepciune! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ne vinovașă fără de o fi înaintea și dărește Dumnezeu și să roagă în credință și încredință și lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de o să se împărtășească cu Sfintele Tale Taine și să se învelințească. Înțelepciune! Stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni din ce legat cu pofte și cu despre nu este vrenie să vină să se apropie, dar să slujească ție împărata slavă, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cele cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrită și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare te-a făcut un șar de reu nostru, și ca un stăpână ta, ne-ai dat nouă slujba cea sfântă, aceste jertfe de tot și pe numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, plinești peste cele cerești și cele bunătii și cei. Și ești pe tronul Cherubimului și ești Domnul și Serafimului și Împăratului Israel, cel ce singur ești Sfânt și între Sfinți te odihnește. Ești pe tine, te rog, cel ce singur ești bun și plin, pentru că caută-ți pe mine, curățește sufletul și inima de cugetele cele plene și pe mine cel ce sunt îmbrăcat fără o preoție. Învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei Sfinte Mijlocitoare să jertfesc pe Tău și prea curatul scumpul Tău Sfânt. Pe la tine vin trecând urmași și mă rog te să nu întoarci pe la mine nici să mă lepe dintre slujitorii tăi. Și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătoși și netrebnicul tău rău, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te împarți, să-ți lasă Dumnezeu nostru. Să ție slavă, nățăm prunul și cere fără legitură, părintele Sfântului și Bunului, și de viață păcătorului, totul acum și bunului și vece. Când trăiți în toată grijă cea noi care pe care ne putem și 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 pe care ne putem
cea lumească, acum să o lepădați. Voi pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Enal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutinine aș conducătorilor, pe mai mare orașilor și ai satelor, și armata țării noastre, cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai Sfintei Catedralei acesteia și pe toți titorii miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții și arhierei Moldovei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și de apururi pomeniți, ctitorii Sfântului Locaș, noi acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Într-o adormire, eroi ostași și luptător român, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință, în spitale și la casele lor, și pe toți cei care îi îngrijesc pe ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preoții.
rugăciunea noastră, Domnului. Domne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Domne, miluiește! Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toată plăcării noi de tot necazul, lumânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, ne păzește pe noi, Dumnezeule. Iubite-vă-i, Doamne! Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem. Sfânt de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință săvârșit de la Domnul să cerem. Doamne! Ce este vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace, ci răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând, să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de
Să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfânta jertfă cu pace o aduce. Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău să avem inimile. Sfânt și slava Ta este plină de măreție, că Te-a iubit Dumnezeu de mult,
l-ai dat ca tot o să aibă viață într-o cei de sus, care a fost binecuvântat este cel ce vine. Când a dat Sfinților, ucenicii au acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și deci, dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegi cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. 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 Să vă pomenească și să ne pomenească Domnul. Pentru ca să iertarea păcat, prin împărtășirea cu Sfântul, iubirea împărăției cerului, pentru zilea așa, încă aduce în ceea ce astăzi sunt jurile. Proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, care s-a săvârșit în ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Oh.
pentru Mântuitorul și și odihnește pe ei, Dumnezeul nostru, acolo unde strălucește lumina feței tale. Încă te rugăm, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului, din toată frumusimea și Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul mort, în toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică, deci împărătiesc țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru viitoare și Hristos armată. Dă-le, Doamne, pașnică o cărmuire ca și noi, în urmă ca lor, iată, curată, să trăim în toată Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă stăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru cinstitele daruri ce s-a adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Primi pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicesul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcate la Domnul să cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Doamne, mulțește folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință, o să vârși de la Domnul să cere. Doamne! Și creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! Cine vrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pre Tine, Dumnezeu în ce ne cere, Tată, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.